Salut, dragi copii! Szervusztok, kedves gyerekek! Îmi pare bine că ne întâlnim și astăzi. Sunt învățătoarea Catoi Judit din școala gimnazială de Ac Forcoș din Miercurea Nirajului. Îmi pare foarte bine că sunteți și astăzi aici. Ora trecută v-am adus o cutie fermecată cu animale. Vă mai amintiți? Din această cutie au ieșit animale. Au fost alături de noi animale domestice și animale sălbatice. S-au simțit așa de bine cu voi, încât m-am gândit să le aduc și astăzi. Vă mai amintiți de ei? Haideți să ne uităm care au fost aceste animale. A fost capră, câine, cangur, cămilă, focă, pisică, broască, rândunică, melc și crocodil. Să spuneți încă o dată după mine. Capră, câine, cangur, cămilă, focă, pisică, broască, rândunică, melc și crocodil. Cred că deja știți și răspunsul la întrebarea mea următoare. Care este sunetul și litera pe care le-am învățat ora trecută? Sunetul și litera pe care am învățat este C. Știam eu că sunteți tari isteți. Am învățat C mic de tipar și C mare de tipar. Am învățat C mic de mână și C mare de mână. După ce am scris, am rezolvat exerciții, acum am adus cuvinte pe care să le citim. Carte, cartea, colorat, colorate, cangur, cangurul, crocodil, crocodilul, puternic, copiilor, Claudia, Cornelia. Să citim încă o dată. Carte, cartea, colorat, colorate, cangur, cangurul, crocodil, crocodilul, puternic, copiilor, Claudia și Cornelia. Acum, haideți să încercăm să alcătuim două, trei propoziții cu cuvintele sau expresiile citite. Să vedem. De exemplu, am primit o carte de colorat. Sau, cangurul are buzunar. Crocodilul este un animal puternic. Sau, Claudia și Cornelia se uită
la o carte. Vouă vă plac cărțile? Da, cred. Să știți și că și mie îmi plac cărțile. Am foarte multe cărți. Și acum, spre studio, am adus una. Am luat de pe raft această carte. Cartea are multe poze colorate. Și dacă vă uitați foarte atent la carte, o să știți care este animalul meu preferat din această carte. Ați ghicit? Da, este câinele. Animalul meu preferat este câinele. Îmi place pentru că sunt animale prietenoase și protectoare. Sunt cei mai buni prieteni ai omului. Au blană și sunt jucăuși. Dar să știți că și fetele Claudia și Cornelia au animale preferate. Să ascultăm care sunt acestea. Fiți atenți! Cartea cu animale preferate. Cornelia a venit la Claudia. Claudia a luat de pe raft o carte. Cartea are multe poze colorate cu animale. Claudia vede un crocodil. Crocodilul e animalul meu preferat. Cum e crocodilul? Crocodilul e un animal mare, lung, puternic. Poate avea 7 metri. E foarte rapid. Locul preferat de crocodil e apa. Animalul meu preferat e cangurul. Cangurul aude toate zgomotele, dar nu vede prea bine. Mama cangur are un buzunar. Acolo e un cangur mic. El e preferatul copiilor. Să ascultăm încă o dată. Cartea cu animale preferate. Cornelia a venit la Claudia. Claudia a luat de pe raft o carte. Cartea are multe poze colorate cu animale. Claudia vede un crocodil. Crocodilul e animalul meu preferat. Cum e crocodilul? Crocodilul e un animal mare, lung, puternic. Poate avea 7 metri. E foarte rapid. Locul preferat de crocodil e apa. Animalul meu preferat e cangurul. Cangurul aude toate zgomotele, dar nu vede prea bine. Mama cangur are un buzunar. Acolo e un cangur mic. El e preferatul copiilor. Alege răspunsurile potrivite. Claudia a luat de pe raft. Acum puteți să scrieți și în caiet ori pe foaia literele A, B și C și numerele 1, 2 și 3. Să vedem care sunt răspunsurile corecte. Deci, Claudia a luat de pe raft. Ce a luat? La punctul A, o carte cu fructe, o carte cu legume și punctul C, o carte cu animale. Răspunsul corect este... Foarte bine! O carte cu animale. Propoziția a doua. Crocodilul e un animal. A. Mic preferat de copii. B.
lung și mic. C, rapid, puternic. Răspunsul corect este rapid și puternic. Punctul C. Propoziția a treia. Cangurul e un animal care? Punctul A. Aude bine, dar nu vede prea bine. Punctul B. Vede bine, dar nu aude prea bine. Punctul C. Nu vede bine, nu aude bine. Care este răspunsul corect? Răspunsul corect este aude bine, dar nu vede prea bine. Deci, punctul A. Foarte bine. Să vedem exercițiul următor. Scrie numărul întrebărilor în pătrățelele cuvintelor care răspund la ele. Atenție! Un cuvânt este în plus. Prima întrebare este: cum erau pozele din cartea cu animale? Răspunsul este colorate. Foarte bine. Care e locul preferat de crocodil? Rapid, foarte bine, buzunar sau apa? Bine. Locul preferat de crocodil este apa. Cum e crocodilul? Este rapid, foarte bine sau buzunar? Crocodilul e rapid, da. Cum aude cangurul? Cangurul aude foarte bine. Sper că și voi v-ați gândit așa și ați lucrat foarte bine. Haideți să completăm propozițiile cu cuvintele din paranteză. Cuvintele din paranteză sunt următoarele: cangurul, Claudia, metri, bine, buzunar, zgomotele, puternic. Crocodilul e animalul preferat de Claudia. Foarte bine. E un animal puternic, sigur. El are 7 metri. Animalul preferat de Cornelia e cangurul. El are un... Ce are cangurul? Un buzunar. Ați răspuns corect. E un animal care nu vede prea bine, dar aude toate zgomotele. Foarte bine. Deci, crocodilul e animalul preferat de Claudia. E un animal puternic. El are 7 metri. Animalul preferat de Cornelia e cangurul. El are un buzunar. E un animal care nu vede prea bine, dar aude toate zgomotele. Ați lucrat bine. Acum, haideți să notăm cu A
dacă enunțul următor este adevărat și cu F dacă enunțul este fals. Lucrează în caiet și acum. Scrieți literele A, B, C, D și E și lângă aceste litere veți scrie A dacă enunțul e adevărat și F dacă enunțul este fals. Propoziția cu punctul A. Claudia a luat o carte din dulap. Oare din dulap a luat? Nu. A luat de pe raft. Deci punctul A este fals. Crocodilul e un animal puternic. Mic și puternic. Aveți grijă? Punctul B este fals, pentru că este acolo și cuvântul mic. Punctul C. Mama cangur are 4 buzunare. Vai, săraca! Câte buzunare avea? Avea una singură. Deci, propoziția este falsă. Punctul D. Locul preferat de crocodil e apa. Este adevărat sau este fals? Da, este un enunț adevărat. Și ultima propoziție. Cangurul mic e foarte puternic. Cel mic poate să fie puternic? Nu. Deci și punctul E este fals. Sper că v-ați gândit și voi la fel. Acum vă prezint 3 descrieri. De fapt, 3 ghicitori despre 3 animale. Voi veți asculta și în caiet veți nota denumirile animalelor în ordinea în care auziți. Este un animal mic, dar puternic, pentru că își duce căsuța în spate. Se mișcă încet. Când este frică, se ascunde în căsuța lui. Oare, care este acest animal? Ați ghicit? Este un melc. Corect. Să vedem care este următorul. Este un animal domestic. Are 4 picioare și o coadă subțire scurtă. Are carne gustoasă din care se fac cârnați, salam, șuncă, friptură. Care este animalul domestic? Ați reușit să scrieți? Este un porc. V-ați gândit bine? Să vedem care este ultima. Este o pasăre care înoată foarte bine. Are corp mare, pene albe și un cioc lung. Sub cioc are o pungă galbenă-portocalie. Mănâncă animale mici pe care le pescuiește din apă. Care este pasărea cu pene albe? Este barza, da? Și voi ați gândit așa. Nu! Parcă au de depărtare că cineva strigă că nu. Aveți dreptate. Pasărea are pene albe și are cioc lung, dar la noi este un pelican. Foarte bine! Acum să vedem dacă ați scris corect și în ordinea corespunzătoare numele animalelor. Deci, primul era un melc, un porc era al doilea și pelicanul era al treilea. Pasărea cea mare. Foarte bine!
N-a mai rămas numai o sarcină pentru noi. Desenează animalul tău preferat și prezintă colegilor. Fiecare desenează animalul lui preferat. La prezentare poți să răspunzi la întrebările următoare. Care este animalul tău preferat? De ce este animalul tău preferat? Cum arată acest animal? Culoarea? Dacă e mic? Dacă e mare? Unde trăiește? Ce mănâncă? Și ce folos are? Dacă are? Și la sfârșit, dragi copii, să recapitulăm puțin ce am învățat până acum. Deci, am învățat sunetul și litera C, am învățat litera mic de tipar, mare de tipar, mic de mână și mare de mână. Am învățat despre animale și mai ales despre animalul preferat. Aveți grijă și de animale, dar și de voi. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune. Üdvözlök mindenkit, jó egészséget kívánok! A viszontlátásra!